am ajuns aici la cortul Oase Domnului, asociația din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, prima dată. Uite aici. Strada Releu. Ce faceți, măi, copii? Trebuie să fii domnul. Ce faci? Bine. Cu cine vine? Cu tata? Da. Cu mama? Da. Și ce le-ați frați? Da. Foarte bine. Bine că ai venit cu dușmanii. Deci e apă, băut, deci e baie. Cum e, părintele Claudiu? Cum e? Fratele. Suşava. Uite, chiar sub Zahlău aici, sub vârf. Mega și centenarul ăsta. Fiecare om duhovnicesc și familie duhovnicească 100 de ani de la temerea oastei. După cuvântul o oaste duhovnicească, fiecare ostea și fiecare și fiecare grupă are locul și rostul său în cadrul marelui comandament general. În acest loc pe care un om sau o echipă duhovnicească îl ocupă în planul cel mare al lui Dumnezeu, fiecare trebuie să fie pe deplin pătruns de conștiința misiunii și a răspunderii sale față de Marele Stăpân Ceresc. În această conștiință, noi trebuie să ne simțim răspunzători nu numai pentru sectorul care este în fața noastră, ci și pentru toată întinderea câmpului de lucru al lui Dumnezeu, cât putem cuprinde. Fratele Traian spunea într-una din poeziile sale: trebuie să strige în lume sunet clar și neslușit, ca să știe cel ce aude cum să facă negreșit. Trebuie strigat cuvântul judecății lui Hristos, clar și tare să-l audă limpede orice păcătos. Nu cu sunete încurcate și metafore de stil, ci adevărul se cuvine limpede spunându-i tuturor și fiecărui, după cum e starea lui, să nu porți pe conștiință o sândire a nimănui. O, desigur, adevărul cere jertfă la străjeri, e repus mijlocitorul între lume și între cer. Cerul cere să-i strige, lumea pune pumnul în piept, iar el trebuie să-și fie misiunii sale drept. Ce să facă vestitorul cel conștient ce-și ales? Să-și acopere adevărul, ori să-l strige înțeles? Să se ascundă de furtună, ori să înfrunte al ei delir? Care soartă să-și aleagă, cea de laș, ori de martir? Doamne, dă-i puterea celui căruia l-ai pus străjer. Nu lăsa să tacă vestea care tu i-ai dat din cer. Dă-i curaj de strigă tare, adevărul tău curat, ca să știe ce o să facă toți cei ce l-au ascultat. Un astfel de vestitor conștiincios și ales era părintele Iosif Trifa. În fiecare activitate pe care a făcut-o, mai întâi ca elev și student, apoi ca iubitor de neam și țară, apoi ca învățător în sat, apoi ca preot la Vidra și Sibiu, apoi ca scriitor și redactor, apoi ca ostaș chemat cel din tâi în oastea Domnului. Vom reda astăzi în fața frăților voastre câteva momente prin care putem observa cum era părintele Iosif Trifa în viața de zi cu zi.